Invitații mei la această oră sunt Eugen Tomac, președintele PMP, europarlamentar din partea partidului. Bună seara! Bună seara! Consultantul politic Valeriu Turcan. Bună seara! Mulțumesc, bună seara, domnilor! Am să profit de buna cunoaștere din partea amândurora a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova pentru a examina un pic această informație extrem de alarmantă, de îngrijorătoare, care vine de la Chișinău. Și anume, nici mai mult, nici mai puțin, că Rusia ar plănui să invadeze Republica Moldova la începutul lui 2023. O informație venită de la serviciile secrete din Republica Moldova, o informație la care avem și o reacție din partea ministrului român al afacerilor externe, Eugen Tomac. Noi știm că în momentul invadării Ucrainei au existat tot felul de informații de inteligență din partea americanilor, britanicilor, că urmează să se întâmple fără urmă de dubiu. Cealaltă parte a Europei spunea, stați liniștiți, nicio problemă, nu se va întâmpla. S-a întâmplat. În cazul ăsta, da, câte motive de alarmă avem? Nu, lucrurile trebuie privite mat ca lor. Rușii nu invadează, au invadat de 30 de ani Republica Moldova. Să nu uităm că prezența militară a Federației Ruse există în Republica Moldova din 1992. N-au plecat niciodată și evident că întotdeauna și-au exprimat deschis această poftă de a menține sub influența lor Republica Moldova. Evident că ultimile critici, inclusiv cele venite de la Putin, arată cât se poate de clar că Rusia are un plan în ceea ce privește Republica Moldova și evident că va face tot ce este în putință pentru a destabiliza și mai mult situația. La ora actuală, Republica Moldova este pentru prima dată când nu mai depinde deloc decât gazul rusesc. Și evident că șantajul acesta energetic a fost utilizat la cote înalte în relația cu Chișinău. Însă, astăzi, este tot mai clar că această opoziție zgomotoasă din Republica Moldova este susținută pe față de către Rusia. S-a demonstrat acolo cât se poate de limpede că se umblă la propriu cu sacoșe de bani pentru a scoate populația în stradă. Evident că Rusiei nu-i convine că Republica Moldova a obținut statut de candidat la Uniunea Europeană, deci stat candidat. Evident că Rusia nu-i convine că de câteva zile s-a făcut o curățenie destul de serioasă în spațiul audiovizual. Rusia a investit enorm în tot ceea ce înseamnă instrumente de propagandă în Republica Moldova. Și pe fondul acestor acțiuni extrem de hotărâte ale președintei Maia Sandu, pentru că acolo există un curent foarte bine definit și coordonat de către președintele în funcție pe această idee de a scoate Republica Moldova sau de a oferi de orice provocare. Să nu uităm că în urmă cu câteva luni au existat provocări ample când a fost aruncată o grenadă în incinta sediului securității KGB de la Tiraspol. Deci există în mod constant asemenea provocări. Mai mult decât atât, deputații socialiști și comuniști în continuare mențin această poziție prorusească, chiar dacă o nuanțează mult mai timid în spațiul public. Ei în continuare fac jocul Rusiei în Republica Moldova. Deci situația este extrem de complexă și evident că informațiile pe care le au autoritățile ridică îngrijorare. Informațiile astea sunt asumate, ca să ne înțelegem. Nu sunt pe surse, este vorba de șeful serviciilor de securitate de la Chișinău, Alexandru Musteață, care spune intervenția rusă va avea loc cel mai probabil în ianuarie, februarie, fie în martie, aprilie și spune, întrebarea nu e dacă Rusia va întreprinde o nouă ofensivă spre teritoriul Republicii Moldova, ci când se va întâmpla acest lucru. Acum nu știu dacă ofensivă spre teritoriul Moldovei înseamnă această joncțiune dorită despre care s-a mai tot vorbit, nu cu culoarele alea obținute de ruși, vreau să cu Transnistria. Da, vreau să vă spun într-un minut următoarea chestiune. Am avut recent o discuție cu cineva care s-a întors de la Moscova și s-a întâlnit cu parlamentari ruși care au spus cât se poate de limpede că obiectivul Rusiei este de a cel puțin anexa și Transnistria. Deci nu sunt noutăți
cei care urmărim fenomenul acesta al interferenței rusești în Republica Moldova, știm că Rusia are acest obiectiv și evident că pentru noi este și mai important să susținem Ucraina să mențină cât mai departe linia frontului. Bun. Ce implicații poate să aibă asta? Acolo e și acel depozit de armament de la Cobasna. Sunt 20.000 de tone, dacă nu mă înșel, de arme și muniții depozitate încă de pe vremea fostului URSS. Și rușii, mă rog, să zicem că ar avea un dublu scop și să pună mâna pe el, sau mă rog, să aibă acces mai rapid la el eventual, sau să amenințe cu el, dar și să destabilizeze suplimentar zona. Primii care ar putea să pună mai repede mâna pe respectivul depozit de muniții și aceia care ar avea și mai mare nevoie de muniția respectivă sunt ucrainienii. Pentru ucrainieni este o chestiune probabil de 24 de ore ca să ia prizonieri, să ia prizonieri pe toți soldații ruși care păzesc depozitele respective. De ce n-au făcut-o până acum? Probabil din dorința de a nu da apă la moară propagandei ruse la nivel internațional să spună, uite, agresorul de fapt este cel ucrainian care pentru nu respectă frontiere și așa mai departe. Pentru că acela e teritoriul Republicii Moldova, de fapt. Exact. Da. Chit că e o alipire forțată dar făcută atenție în anii comunismului, asta e, de drept internațional, e teritoriul Republicii dar, Moldova. Dar agenții pro-ruși din Republica Moldova, de data asta, au, cum să spun, lucrurile foarte clare în fața lor. Trebuie să gândească foarte simplu ce își doresc. Pentru că în 24 de ore, teoretic, ar putea să, nu știu, stea la un interviu cu trupele ucrainiene care sunt mult mai determinate și antrenate, da? Aproape de un an de zile în acest război cu Federația Rusă. De aceea eu cred că, nefiind un specialist în Republica Moldova, cred că epoca abordării cu mănuși în relația cu agenții operativi de teren sau cu agenții propagandei ruse în Republica Moldova a trecut. Acum, din Oceania până în Europa Occidentală, de la nord la sud, toată lumea este pusă în fața unor opțiuni foarte clare. Tu nu poți să spui că faci politică, cum zicea domnul Tomac mai devreme, dând genți cu bani venite din străinătate. Ești în afara legii. Trebuie să se întâmple ceva cu tine. Să fii pus în afara legii sau să fii arestat. Tu nu poți să verși tone de lături și de propagandă într-un spațiu informațional suveran cum este Republica Moldova și să ai pretenția ca propaganda care îți vine scrisă de la Kremlin să se deruleze în fiecare seară la televizor. Nu. Și s-au luat măsuri. Și eu sunt foarte bucuros că doamna Maia Sandu a înțeles capcana în care putea să se afle. Să se uite la ea la 1,60 m, 1,70 m și să spună rușii, noi care suntem obișnuiți cu jocuri mult mai dure, Maia Sandu nu o să facă față. Aceasta a fost capcana, să creadă cumva că venită cu agenda pro-occidentală și anticorupție nu este capabilă de decizii. Totuși, la Chișinău s-au luat niște decizii, ce este cel mai mare câștig. Acum, venind la... Și aceste decizii sunt susținute și validate, validate de mari puteri, nu? De la americani, da, până dar la... Dar și opinia publică din Republica, da, Moldova s-a prins, de fapt, în acest an de zile, care-i sunt prieteni și care-i sunt adversarii, că lemnele, da, astăzi Republica Moldova și gazul vin din România. Nu vin de la Moscova. Moscova umblă, a încercat să umble cu șantajul și nu i-a funcționat. Deci eu cred că este un moment ideal ca și pentru Republica Moldova, cu sprijin internațional și cu sprijin românesc, apele să se separe, da, pe de-a întregul. Și mai fac un singur comentariu apropo de întrebarea dumneavoastră. Care este riscul unui atac? Riscul a existat dintotdeauna și nu cred că a fost cineva normal sau pregătit în ale, nu știu, militariei sau în ale planificării strategice care să fi ignorat acest risc de la bun început. Nu, el a fost acolo din primul moment și până acum. Și a fost avut în vedere și sunt ferm convins că atât autoritățile Republicii Moldova, cât și prietenii Republicii Moldova din afara granițelor iau în serios acest avertisment. Pe de altă parte, Federația Rusă trebuie să aibă și cu ce. Da? Câtă vreme armata ucraineană continuă să pună probleme, câtă vreme din ce în ce mai mult armament de înaltă tehnologie sosește în Ucraina, ajutând această țară să reziste, cu atât va fi mai greu Federației Ruse să creeze probleme. Dar mai pun și o întrebare. Totuși Federația Rusă n-a căpătat în acest an de zile suficiente probleme, de la unele de ordin intern, la altele de ordin militar sau la unele de comerț internațional și diplomație? Eu cred că au suficiente probleme.
Și dacă ar fi mâine, să spunem, un atac împotriva Republicii Moldova, vă garantez că până și o parte importantă din minoritatea rusofonă din Republica Moldova va ști foarte clar că viitorul acestei țări, stabilitatea, prosperitatea și liniștea nu vor veni decât din vest, dinspre România și dinspre Occident. Reacția ministrului de externe, vă promiteam, Aurescu spune așa, nu comentez asupra unei situații ipotetice, dar putem observa că războiul Rusiei în Ucraina nu are succes, Ucraina este într-o poziție destul de bună în teatrul de operațiuni, nu cred în astfel de construcții care să pună în pericol în acest moment Republica Moldova. România va fi alături mereu de Republica Moldova și cetățenii săi, mai spune Aurescu, și aici mi se pare mie provocarea. Pentru că, de ce vă amuză declarația asta? Nu, păi, vă dați seama, peste 50% din cetățenii Republicii Moldova sunt cetățeni români. România este alături de cetățenii ei. Da, într-un fel. Totuși, mie mi se pare aici că e o componentă serioasă, pentru că, tu tot repetând, România e alături de cetățenii ei, dacă cumva se întâmplă ceva, un soi de provocare acolo, România probabil că va fi pusă în situația, în capcana de a, sigur, neputând să apere militar Republica Moldova, nu cum nu poate interveni NATO nici în Ucraina, de pildă, să se întâmple ceva acolo și România să fie pusă în situația ea. Ziceați că faceți ceva, că sunteți alături. Cum sunteți alături? Că uite, noi am confiscat niște teritorii sau noi am destabilizat situația sau am aruncat în aer un depozit de armament. Ce faceți voi, românii? Nu, acum, lăsând la o parte glumele, evident că situația este extrem de complicată și tensionată în același timp. Pentru că în Republica Moldova situația este de așa natură încât oamenii acceptă orice formulă care le asigură securitatea. Dacă până acum existau opțiuni, lumea spera că războiul nu va afecta, totuși ceea ce se întâmplă în ultimele 3-4 săptămâni arată cât se poate de clar că Rusia își dorește să țină într-o tensiune continuă Republica Moldova. Și evident că Constituția Republicii Moldova spune că este stat neutru, însă această neutralitate n-a recunoscut-o nimeni niciodată, pe de o parte. Pe de altă parte, e pentru prima dată când Republica Moldova primește o asistență financiară de 250 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, bani cu care poate achiziționa necesarul de gaze pentru a trece peste această iarnă. Mai mult decât atât, poate să-și achite parte din datoriile pe care le are, tocmai pentru a putea face față provocărilor ce țin de criza energetică. Însă, mai există un aspect important. Instituțiile Republicii Moldova ce țin de securitate și apărare sunt susținute la ora actuală pentru a face față oricăror provocări și inclusiv financiar pentru a se dota. Deci există un interes sporit față de securitatea Republicii Moldova, atât cât ne permite cadrul legal evident actual. Însă eu cred că România are un rol important, dialogul bilateral și inclusiv aceste vizite permanente la Chișinău și la București arată cât se poate de clar că în afară de România, Republica Moldova la ora actuală nu se poate baza mai mult și mai puternic decât pe noi și acest lucru contează. Evident că în cazul unei escaladări a situației se poate discuta scenariul de la o zi la alta în ceea ce privește salvarea Republicii Moldova. Bun, sigur că vom urmări ce se întâmplă acolo. Revenim la București și la vizita făcută de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Ea, sigur, a reafirmat sprijinul instituțiilor europene pentru obiectivul nostru de a intra în Schengen. Mai mult decât să sprijine verbal, Parlamentul European n-are ce face. Roberta Metsola spune la București că toate eforturile în acest sens se vor vedea, cu puțin noroc, la anul. Doresc să fie absolut de clar că România aparține în spațiul Schengen și că noi vom continua să promovăm această chestiune în ciuda întârzierilor și dezamăgirii din 2022. Situația va dura cât mai puțin posibil. Am spus și săptămâna trecută la Consiliul European
și am îndemnat toți liderii guvernelor europene să îndeplinească promisiunile făcute acestei țări acum 11 ani. Pur și simplu nu există niciun motiv justificabil pentru a nu primi Bulgaria și România în Schengen. Da, președintele în ceea ce îl privește, Klaus Iohannis, ne spune că nu avem nicio șansă să ne vedem în spațiul Schengen după următoarea ședință a Consiliului European din februarie, pentru că acesta nu poate influența lucrurile prea mult și asta indiferent de rezultatul alegerilor din Austria. Nu putem, noi, Uniunea Europeană, nu putem să ne permitem încă un eșec. Consiliul European, la care faceți referire din 9 și 10 februarie, nu va avea pe ordinea de zi chestiunea Schengen. După părerea mea, este oricum prea devreme. Până în 15 ianuarie este greu de crezut că se va discuta ceva și în 2 săptămâni nu mă aștept să se rezolve problema abordării austriece și problema abordării olandeze față de Bulgaria. Voi continua toate discuțiile, însă nu mă aștept ca la Consiliul Extraordinar din februarie această temă să fie dezbătută. Va fi discutată, sigur, în marja reuniunii între noi, dar fără să apară în concluzii. Și sunt optimist că în continuare vom găsi soluții și pentru votul austriac și pentru abordarea olandeză față de Bulgaria. Fiindcă cea mai bună soluție, și asta este clar pentru toată lumea, este ca România și Bulgaria să primească un vot în același timp. Da, multe bătăi pe umăr, sigur, multe vorbe frumoase de consolare, Valeriu Turcan, dar ne explică președintele, oricum nu sunt prea multe de făcut. Sigur, ce nu ne explică președintele e cum de-am ratat toate semnalele, dar asta e altă discuție. Acum, de ce ne-a trebuit nouă gonflarea acestui subiect când noi aveam campionatul mondial, politic vorbind, aveam campionatul mondial de fotbal care de fiecare dată, o dată la 4 ani, este primul eveniment pe toate ecranele de televiziune, de pe toată planeta și noi am făcut din Schengen cel mai important eveniment și campionatul mondial a rămas undeva așa, aproape în uitare. A fost o capcană uriașă pe care acum unii cine politicieni... Cine le-a întins-o? Nu cumva și-au întins-o singuri nu, unii politicieni că... încep să o vadă. Din mai multe stați puncte puțin, de cine vedere. Cine le-a întins-o? Că dintre ei sunt cei care au... Din... Avem câteva nu. Voci acolo. Este un care amestec. Au urlat de la Bode, la Rareș Bogdan... Este un amestec de factori, că m-ați întrebat. Ciucă însuși într-un interviu, deci asta a rămas consemnat. Au fost oameni de bună credință care și-au făcut iluzii pentru că au venit miniștri importanți și le-au spus șeful, asta urmează să se întâmple. O variantă. Nu. Ceea ce probabil că într-o bună măsură explică. Dar au mai fost și alte interese. Din rațiuni de politică internă și unii oameni din zona liberală și unii oameni din zona PSD-ului au gonflat acest subiect din rațiuni diferite. Unii pentru a acoperi unele subiecte, unii pentru a gonfla subiectul astfel încât știind ce urmează să se întâmple la, în zona contra rivalilor, în zona contra candidaților, în zona liberală, da? Să fie cantonat eșecul. Când s-au prins de această chestiune a fost deja prea târziu. Vreme de 3 săptămâni toată lumea a vorbit să de Schengen în România. Ca și cum România ajunsese în pragul depresiei de parcă tocmai pierduse finala campionatului mondial împotriva Braziliei. Altfel, subiectul Schengen, un subiect politic, dar niciun caz de anvergura la care a fost creat. Și acum noi toți decontăm politic, da? Mai mult sau mai puțin, efectele acestei așteptări gestionate prost. Pentru că în ceea ce înseamnă managementul percepțiilor, dacă tu exagerezi importanța unui subiect cu șanse relativ, nu știu, slabe să întâmple, este evident că dezamăgirea va fi pe măsură. Și acum se încearcă formule de a explica ce se întâmplă acum, de fapt, este ce trebuia să întâmple acum câteva săptămâni. Așteptările să fie aduse la nivelul corect, corespunzător. Nu să fim toți în pragul depresiei că am pierdut, vezi, Doamne, final campionatului mondial împotriva Braziliei. Da.
Ce ne spune Klaus Iohannis e varianta cosmetizată după dumneavoastră, domnule Tomac, sau e varianta dură și realistă? Că am impresia că nici orizontul ăsta pe care îl dă domnul președinte cu anul viitor, cred că e o mermeleală, de fapt, trage de timp. Haideți să punem lucrurile mat ca lor firească. Intrarea noastră în spațiul Schengen a reprezentat cel mai important obiectiv după intrarea Uniunii Europeană. Totuși, să muți frontierele Uniunii Europene pe frontiera României nu e un lucru de nimic. În condițiile în care noi avem 6 milioane de cetățeni români care muncesc în toată Europa. Deci evident că pentru noi această frustrare de a sta la cozi alături de cei din Africa, de cei din Asia și așa mai departe atunci când te deplasezi din orice aeroport din România spre Uniunea Europeană, se simte această frustrare și ea s-a acumulat. 2. Nu mai vorbesc de cozile de camioane sau autoturisme care revin sau pleacă în țară. Deci această așteptare a fost justificată. Mai mult decât atât, atunci când s-a stabilit clar că în acest an, la sfârșitul lui 2022, se va extinde spațiul Schengen și s-a discutat despre intrarea Croației ca sigură, iar neintrarea noastră nu atât de sigură, evident că s-a creat această stare de nemulțumire justificată. Iar politicienii noștri, în loc să se lupte să nu decuplăm Bulgaria și România de Croația pe acest pachet de extindere, am jucat prost pe linie. Asta este o primă chestiune. A doua chestiune, domnul președinte are sentimentul că chiar nimeni nu înțelege în țara asta ce se întâmplă la Bruxelles. Nu poți să spui, sigur vom intra în acest an, săptămâna viitoare în Consiliul European voi ridica problema, dar nu în acest Consiliu, în următorul, dar nu în cel din februarie, ci în cel din octombrie, dar nu în 2023. Păi înțeleg că președintele face ce spunea Valeriu Turcan, începe să coboare nivelul de așteptare, dar îl coboară accelerat, ca la un picaj acum. Evident că înregistrez un eșec de asemenea. Îl cobori în 3 zile până spre zero. Eșecul a fost de proporții, pentru că, repet, dacă n-ar fi intrat Croația, ar fi existat orice justificare și acasă n-ar fi existat atâta emoție. Însă faptul în sine că o țară cu care noi am cultivat o relație destul de puternică, bazată pe încredere, cum este Austria, a venit și ne-a închis ușa în nas, fără a ne da vreo explicație, cu o obrăznicie ieșită din comun, evident că din acest că România e țara cu care să fie obraznic. Și România și Bulgaria sunt țări cu care cărora să le scui și eu în cap. Vin și vă întreb pe dumneavoastră, de ce atunci când am simțit că România este umilită, pentru că asta s-a întâmplat cu un popor de 20 de milioane, care este rațiunea pentru care noi nu am blocat Croația? Să spunem simplu, nu suntem de acord cu această extindere și propunem să se reia discuția atunci când Uniunea Europeană, toate statele membre, vor fi pregătite să discute despre un pachet. E dură asta, varianta asta maximală? Nu, mi se pare cea mai corectă în momentul în care ce te simți umilit fără a se respecta regulile. Ce ne arată toată bâlbâiala aia și cu Bulgaria? Dimineața asta e că ne-am decuplat, dar seara nu era bine să ne decuplăm. Ne arată nouă că n-am avut niște planuri B, C și așa mai departe pentru situația asta. Domnul Mușat, pe linie avem dreptate. Când am semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeană, în tratatul de funcționare sunt definite cele 4 drepturi fundamentale ale cetățenilor Uniunii Europene. Libertatea de circulație a persoanelor, libertatea de circulație a bunurilor, mărfurilor, capitalului și serviciilor. Nouă ne sunt încălcate flagrant 2 drepturi fundamentale de mai bine de 11 ani. Înțelegeți că noi nu mai avem un conflict politic aici între state? Aici există un conflict deja juridic între instituții. Ori Consiliul Uniunii Europene nu este de singur pe lume în această Uniune Europeană. Și evident că îndemnul meu, chiar acum o oră în Parlament, acolo unde a fost președinta Roberta Metsola și a ținut un discurs foarte bun, am avut un schimb de opinii cu premierul Ciucă și am spus că este o mare eroare că statul român nu dă în judecată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Consiliul Uniunii Europene. Este incredibil. Noi nu mai avem un conflict bilateral. Noi avem un conflict juridic între Comisia Europeană, Guvernul României și Consiliul Uniunii Europene. Este inadmisibil. Se încalcă tratatul. Cum vă explicați, se încalcă legislația Schengen. Pasivitatea asta. Eu i-am zis Batista pe țambar, nu pentru că președintele ne-a tot spus și le-a recomandat și politicienilor din coaliție
să nu facă vâlvă pe tema asta. Nu să așteptăm să facem. Discuția asta era bună acum 6 luni. Să punem diplomația în funcțiune, să acoperim tot terenul, să ne pregătim pentru variante. Din momentul în care am ajuns în punctul ăsta, președintele ne spune în continuare ciocul mic. Dar de ce? Este evident că cineva nu și-a făcut treaba. În structura instituțională, dacă vreți, a celor cu atribuții directe. Și este evident că unii, foarte mulți, au fost în această capcană a gonflării. Sunt mai multe erori acolo. Dar, pe de altă parte, mi-e greu de crezut că i s-ar putea imputa președintelui României chestiunea asta câtă vreme, cu toții am văzut, eforturile susținute pe care le-a făcut în această direcție. Mai sunt unele chestiuni pe care și noi trebuie să le recunoaștem. Dacă noi credem, chiar dacă nu suntem, să spunem, cea mai expusă frontieră externă a Uniunii Europene, că pe la noi prin țară nu trece nici urmă de migrant, sau că nu avem nicio chestiune să ne noi reproșăm, ne facem niște iluzii. În regulă. Capcana cea mare, iertați-mă, și asta nu îi se poate reproșa președintului Iohannis, este că la nivel tehnic nu s-au prins că este un joc între mai multe state. Mm-hmm. Mi-e greu să cred că avea, de exemplu, rafinamentul necesar diplomația austriacă să facă această fentă în mai multe etape. Cu Olanda și preia, cum îi spune, Austria. Dar atenție, n-au fost restul statelor din Uniunea Europeană vocale în favoarea noastră. Au fost unele. Da. Nimeni. Nu. Nimeni. Nu toată lumea care, repet, tace într-un anumit moment este neapărat de partea ta. S-ar putea să fie mai mulți și din rațiuni de politică internă, cărora să le, mai multor state să le fi convenit această perspectivă. Și această analiză pe care eu vă spun acum a fost făcută prost undeva la nivel și tehnic. Nu era treaba președintelui ca în mijlocul acestor discuții să-și pondereze politicienii care ascultă de el orice s-ar spune, în special cei de la PNL, dar și unii de la PSD, că sunt niște fire și acolo pe care domnul le știm. Mușat. Nu era bine domnul să intre în discuția asta mai din timp și să spună, uitați, oameni buni, hai să nu ne aprindem un foc, o vâlvătaie în cap în momentul ăsta. Haide fiecare pe zona lui și în orice caz coborâți nivelul și de discurs vrei, public dacă unul vrei, care să nu ne angajeze pe urmă. Dacă vrei totuși să mergi în direcția obținerii acestui rezultat undeva anul viitor, trebuie să lucrezi de la bruma pe care o ai în acest moment. Da? Nu este o situație, să spunem, în care România nu are sprijinul nimănui. Dar ipoteza pe care am văzut-o la lucru, cu două, poate încă 3, 4, 5, două fiind active și restul tăcând, se poate repeta și la anul. Este cea mai bună soluție pe care o ai acum, să încerci să lucrezi cu aceste state. Au văzut presiunea, da? Să încerci să lucrezi, să obții ceva pentru cetățenii români până la urmă. Ce face Grindeanu în momentul ăsta, că zice, domnule, eu nu mă mai duc la schi, în ciuda apelurilor lui Iohannis să nu boicotăm, el zice, nu mă duc la schi și insistă cu chestia asta. A spus-o azi într-un interviu la un alt post de televiziune, flota, de pildă, la Ministerul Transporturilor, flota auto, să încerce să alimenteze din alte părți. N-a zis exact de unde, era clar la ce e trimiterea. Eu văd că e folosită politic chestia asta și stau și mă întreb dacă nu există așa un fel de rezistență care se manifestă simbolică împotriva acestei povești, politicianistă, desigur. O joacă politic. E o joacă politică, dar e reacția necesară, pare, în fața unei pasivități a guvernului și a președintelui, care zice să nu ne enervăm, lăsați, uite, treacă de la noi. În momentul în care am văzut o evidență că la nivel instituțional în Uniunea Europeană nu se mai discută despre extinderea spațiului Schengen către Croația, Bulgaria și România, ci doar Croația și Bulgaria și România, am tras un semnal de alarmă. Am avut atunci o întâlnire cu premierul Ciucă, ministrul Justiției și ministrul de Interne, care m-au asigurat și pe mine și pe alți europarlamentari că calendarul nostru Schengen funcționează perfect și este în interesul național al României să nu facem atât de mult zgomot pe acest subiect. Tocmai de-aia astăzi vin și spun, s-a greșit pe linie pentru că ne-am decuplat de chestiunea legată de Croația și, doi, am luat foarte multe decizii proaste. Ori ideea aceasta de a încerca să fructifici un subiect atât de important politic, iar a doua zi să încerci să plasezi vina doar în curtea altora, mi se pare inacceptabil. Inacceptabil. Și evident că acum se încearcă acest joc mărunt politic. Să știți că românii nu-l ascultă nici pe Grindeanu, nici pe Ciolacu, nici pe mine. Românii au simțit această umilință pentru că nu păi poți să vii. Tocmai că cineva să pare că vrea stat... să. Păi care e reacția la umilință? Că asta e întrebarea. Reacția a fost naturală. Oamenii au început să publice pe internet că renunță la anumite servicii
oferite de societăți austriece, că așa au simțit să-și exprime nemulțumirea. Și această reacție nu vine generată de la politicieni. Politicienii pot spune astăzi toți că nu este bine. Oamenilor nu le poți lua dreptul de a trece prin propriul filtru această nemulțumire, pentru că este o umilință extrem de neplăcută, utilizată de către un stat. Că sunt rațiuni politice interne, asta este evident. Dar exact ce spunea domnul Turcan mai devreme, eu în locul domnului Iohannis, știți ce făceam? Mă duceam la Berlin și la Paris. Și stăteam pe capul premierului, președintelui Macron și cancelarului german până când vedeam cu o soluție de acolo. Așa se procedează în situații limită când se joacă totuși stabilitatea Europei. Nu discutăm despre o chestiune unde ni se face un favor. Noi îndeplinim criteriile. Dreptatea toată este de partea noastră. Aici însă se utilizează un artificiu procedural pentru a se regla mai multe lucruri dintr-o singură mișcare și evident că multor state le-a convenit. De asta n-a ieșit niciun șef de guvern să spună Nehammer, ai greșit, ești pe linia roșie, nu se procedează, nu așa este spiritul european. Da, mulțumesc, dar rămânem cu consolările și cu bătăile pe umeri deocamdată. Mulțumesc. Vom intra mult în spațiul Schengen. Așa am zis și în 2011. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnilor. Ne întoarcem în câteva momente.